Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, în funcție de când vizionați această prezentare. Mă numesc Virgil Brudaru și doresc să vă prezint un fragment din Atelierul Căutătorilor de Cunoștințe, numărul 390, din 22 iulie 2021, fragment pe care l-am intitulat Cupa Universului. Doresc să dedic această prezentare tuturor căutătorilor de cunoștințe. Selectarea, traducerea și interpretarea sunt conform înțelegerii mele actuale. Pentru o informare corectă și completă, recomand vizionarea atelierului căutătorilor de cunoștințe în original. Și aveți mai jos denumirea și linkul. Declinare de responsabilitate. Informațiile și materialele educaționale conținute aici sunt menite să promoveze înțelegerea generală și dialogul despre procesarea materialului CAS. Astfel de informații nu sunt menite sau destinate să servească drept substitut pentru îngrijirea sănătății, pregătirea medicală de specialitate, proceduri sau opinii. Pentru pacienți și persoane fizice, aceste informații nu trebuie să înlocuiască sfatul sau consilierea profesională medicală, terapeutică sau de îngrijire a sănătății. Pentru probleme sau îngrijorări medicale, inclusiv decizii cu privire la medicamente și alte tratamente, cititorii, privitorii, ascultătorii ar trebui să se adreseze întotdeauna medicului lor sau, în cazuri grave, să solicite asistență imediată din partea personalului de urgență. Informațiile privind rețeta, procedurile și utilizarea informațiilor despre dispozitivele medicale trebuie efectuate numai de personal medical instruit și certificat corespunzător. Declinăm în mod specific orice garanții explicite sau implicite, inclusiv garanții implicite de comercializare sau de adecvare pentru un anumit scop. Astfel de informații sunt furnizate ca atare și se crede că sunt corecte în momentul publicării, dar este sarcina spectatorului să evalueze acuratețea oricărei informații găsite în această prezentare. Fiecare caz prezentat este din propria experiență, aplicat de ei înșiși și se aplică numai cazului lor. Fiecare persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să caute un medic profesionist. Orice persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să solicite sfatul medicului profesionist și să se consulte în cursul tratamentului lor cu un medic. Procesele de echilibrare a plasmei descrise aici sunt procese naturale care susțin corpul, dar nu înlocuiesc sfaturile medicale sau terapiile la care este deja supus. Cupa Universului. Și ne spune domnul Keș că lucrăm în două direcții, una pentru a crea o nouă condiție pentru dezvoltarea spațială și alta pentru a încerca să facem viața mai accesibilă și mai ușoară sub orice formă. Săptămâna trecută, spune domnul Keș, a fost o învățătură și un progres frumos pentru noi în ceea ce ne-am așteptat și ceea ce transmitem multor guverne cu privire la modul în care vedem și dezvoltăm Fundația Keș. Am avut o minunată conferință, spune domnul Keș, în București, în România, și este uimitor să vedem cum căutătorii de cunoștințe au dezvoltat și extins cunoștințele, realizările științifice, procesul și progresul în furnizarea de noi tehnologii, de noi înțelegeri. Este frumos, spune domnul Keș. Și așa cum am spus în conferință, noi am oferit tehnologia în mod liber și apoi căutătorii de cunoștințe, ca răspuns, o predau mai departe, lucrează cu ea liber pentru a extinde cunoștințele celorlalți. Continuă domnul Keș cu faptul că am avut o întâlnire frumoasă cu reprezentanții din Bulgaria, din România, din Rusia și acest lucru ne oferă o indicație că tehnologia și știința sunt în curs de desfășurare și răspândirea cunoștințelor este exact așa cum am preconizat când am lansat-o pentru a fi în domeniul public. Din ceea ce vedem și ce va urma, multe tehnologii, multe aplicații noi vor ieși din această tehnologie. Fiecare a luat din tehnologie, conform cu propriul nivel de înțelegere, a dezvoltat conform cu
propriul nivel de înțelegere și progresează în același fel. Vedem că noua tehnologie și cunoștințele sunt bine înrădăcinate și testate, iar căutătorii de cunoștințe extind noi limite pentru a vedea unde pot merge și ce pot face. Așa cum am spus, în Fundația Cheșă dezvoltăm două direcții. Pe de o parte, predarea învățătorilor în public și pe de altă parte, stimulăm guvernele să ni se alăture într-un fel pentru a extinde tehnologia în direcții și dimensiuni diferite. Lecția de astăzi se întoarce într-un fel pentru a aduce tehnologia într-o altă dimensiune, dar într-un mod pe care îl știți cu toții. Încercăm pentru prima dată să aducem procesul de creare a emoției, să aducem procesul de creare a sufletului omului și înțelegerea elevării unuia sau altuia. Aceasta face parte din învățăturile extinse care vor urma. Și spune domnul Cheș, v-am învățat timp de aproape 2 ani despre suflet. V-am învățat ani de zile despre crearea sufletului fizicalității, a sufletului omului și apoi, în fundal, fără să știți, ne-am îndreptat puțin mai departe prin introducerea gansurilor, prin introducerea cupei vieții, prin prezentarea structurii celor 5 cupe. Acum vă prezint o direcție care ne aduce mai multă realitate. Scopul învățăturii de astăzi este ca voi să vedeți o altă dimensiune, ceva ce știți, dar acum este pus în ordine. Într-un fel, ați văzut ceea ce numim sistemul vertical cu 5 cupe. Cupa omului, că este pentru oamenii orizontal, vertical, sau este pentru solid, lichid sau gazos. Iar acum aș vrea să vă prezint, spune domnul Pești, ceea ce numim cupa universului. Motivul pentru aceasta este multiplu. Știu sigur, spune domnul Cheș, că mulți dintre voi o vor duce mai departe decât poate merge, pentru că voi nu vă conformați niciodată cu munca noastră. Am văzut extinderea cunoștințelor, dar astăzi vă prezint ceva foarte delicat și foarte simplu, dar are nevoie de o profundă înțelegere. Dacă aceasta, adică cupa universului, este înțeleasă, vă va schimba multe dintre viețile voastre. Dacă nu este înțeleasă, va fi un alt lucru pe care l-ați făcut și vă veți juca cu el și apoi veți fi uimiți dacă se va întâmpla ceva. Urmează un fragment subtitrat de Katie's, pentru care îi mulțumesc mult. Am dorit să avem prezentarea cupei direct de la domnul Cheș, să primim și pe calea sufletului informațiile referitoare la acest sistem foarte important, care este o sinteză a cunoștințelor despre cancer. Of universe is simple. We try step by step to make you independent of killing, to consume. We make you to see, to understand the creation of your emotion. We see you to understand what it means to bring the two dimensions together in the dimension of the soul of the man and the soul of physicality of the man. If you go back and look, the body of the man is a combination of the soul of physicality and the soul of the man, and interaction with what we call the inertia of this planet, and how it comes to become contained, and how it becomes to be held in the containment of itself in the dimension of the elevation of the soul of the man and the soul of physicality of the man, and from there on, many, many other application and implication of this technology. The reason we are teaching this is pressure on pharmaceutical. You will understand in a coming time what this means. In the process of the development of the what we call cups of life, and one cup, one life, and everything else, we taught you step by step to take a new dimension, a new direction, a new understanding. And we guided you in a very simple way in how you could extend the knowledge, how you could bring the totality together. In the body of the man, we have always seen
as we said before, the extension and intention and application of the technology in appropriate way, where mankind accesses the totality. In so many ways, once we start playing the games of the creation, it becomes very, very interesting how things will change, how the games will become in a different way apparent. If you go back to the what we started with a cup of one cup, one life, with creation and understanding of the materials, and then going back into the cup of life, creation of the soul, and then creation of the soul of physicality, and then going down to everything else to be the gravitational magnetic fields in a cup of earth at the bottom. What you should have understood and done by now, which no one has done, is this represents the man in a vertical section. What doesn't really represent the man in totality? The teaching of today is extremely simple, but it'll bring evolution and revolution in the world of the science, in the world of medicine, and in the world of food industry. In a space, you do not carry medicine. In a space, you do not carry what we call water, you do not carry food, but you carry the soul of the man. So it's time for man to start to go through what I call pre-training to become man of space, to understand the process, to understand the gravity of the creation of life. So with the mankind, if we give him a cup of universe, has to look in a different way and has to understand the totality of existence, his life on this planet. What do you have? In this present time, you have, in your knowledge, a number of what I call elements, which you have privilege to use, but you have to understand too. You have CuO, which comes from copper oxide. You have, on the other hand, let me clear this, then you don't get confusion. You have copper oxide, and you have the zinc oxide, or what we call nano-coated copper, and nano-coated zinc. This is, means nano-coated for both those of you who understand how we abbreviate. You always had a copper nano-coated and a zinc plate. When you put a nano-coated copper in a spiral shape and a zinc nano-coated in a spiral shape, for the first time, you create the field of emotion. Where, in fact, in the center of this field sits the soul of the man. If you remember, when we nano-coated and created the spiral, we entered the dimension of multiplicity of the field forces. Here, you do not create any more CO2.
here in conjunction with other factors in this cup, you create emotion. You create condition to change, to strengthen, or to bring in operation the soul of the man. But this is not so simple. The body of the man has another part to it. You have the iron, and you have iron in the dimension of the blood of the man, but you have iron in the dimension of the gravity of the planet too. In so many ways, now the body of the man needs processing, needs dimension and direction, needs to be able to interact. So, if you have understood the process of the creation in a very simple way, you have understood the process of where you put Zn in nano-coating and Zn without nano-coating. But now is the multiplicity of the application and implication. Then you have to do the same. You have the what we call the copper and the copper as a state of part of the man. To make it clearer for you, I'll put this in a spot. Here, the zinc and copper are in a natural state and not in the nano-coated state, where the spirals indicate interaction of the fields of the soul and interaction of the emotion of the matter state of the existence. In so many ways, now you have life, you have a structure of the life, but you have not committed life to its next extension, which means to have energy to move multiple, energy to be able to survive. The condition of the creation of the multiplicity of the energy comes through two things. You had the, what I call, the galvanized system, which you have. You need these two to create the energy, the sugar, the CH3. And this gives you two dimensions of energies. In a way, if you understand it, you have a structure which gives you everything you need in the depth of the universe. Everything which is needed to contain and live for man on this planet. But there are a number of factors which you have to consider in the process of creation. Up to now, you always used sodium salt. But life of the man has more salts, has more combination. For this cup to work, you need to find the right combination of the sodium, potassium, magnesium, and calcium salt. It's not anymore just the salt you produce. This cup has to contain
what man relies on in every dimension of the life, including silicon. Now you have a man in a cup, not man in five cups. Now you come to understand the totality of the structure of the life in the dimension of the existence of the man. In so many ways, everything we have taught you from the beginning of the time of the GANS technology is in this cup. Everything which affects the life of the man in the dimension of the soul and the physicality is in this cup. And in so many ways, for the first time, you can find the position of the soul and the soul of physicality. If you look into this structure, you'll find out, you find a collection of the cup of life, the collection of the cup of man, the stacker units, all sits in one cup. And in so many ways, mankind has to understand this to be able to move forward. Let me explain to you what you have to understand. Fe in nano-coated spiral represent the gravitational field of the environment. Fe as an ion itself indicates the creation of the blood in the presence of copper nano and a copper on its own. But at the same time, with a copper nano and a copper itself, with the presence of the blood, it creates the condition of the emotion. Where our blood transfers our emotion to the brain. The interaction of these two fields on each other creates the soul of them. You need the galvanized paper, what we call films, in a spiral and a non-spiral to indicate and create the condition of creation of the sugar, energy. Where in interaction with a nano copper, it brings dimension of the soul to the energy. We never had this before. Mankind never understood that even the energy in its motion has emotion. This is why the energy of a thought leads to the creation of cancer. The energies of thought in motion brings love, care. In so many ways, when you understand the structure of this cup, you will see it covers every aspect of the life. And in the process, you have to understand how you create conditions, how you manipulate the position and existence by changing these to another dimension and the gravitational field, everything else will here will change, will allow you to live in a new dimension, in a new place in the universe, where iron is not the gravitational field for the strength balance of the magnetic field, but could be zinc, could be copper, could be plutonium. Because in essence, connection to the position will change the structure of the man. In so many ways, mankind
will come to understand a combination of life. A combination of understanding the exact position of being in essence of existence. If you move to the position of nano-coating your galvanized sheet, then you come to create the totality of the soul of the emotion of the energy which you absorb. Which means now you become complete. In so many ways, everything in this cup brings every dimension and direction in the life of man. You can elevate the soul of the bird. If you know how to create a field in this area that allows the man emotion to take the position of centrality of what we call the soul. In so many ways, if you understand the gravity and the potential of this system, in time to come, mankind will become complete in being able to absorb every energy within the structure of the universe and universe. What's on this table, what you can see, is taken billions of years to develop. I'm sure many of you will try to do it in 5 minutes and make every accusation, as your brain is as small as your thoughts. Understand this, work with it, and you find a key to life in universe. Work in the direction of transmutation of energy, you find how to travel in the dimension of the soul of the man than the UFOs. Revin asupra materialului vizionat. Ne spune domnul Keshe că această cupă a Universului este simplă. Noi încercăm pas cu pas să vă facem independenți de a mai ucide pentru a consuma. Vă facem să vedeți, să înțelegeți crearea emoțiilor voastre. Vă facem să înțelegeți ce înseamnă să aduceți cele două dimensiuni împreună. Dimensiunea sufletului omului și dimensiunea sufletului fizicalității omului. Corpul omului este o combinație a sufletului fizicalității și a sufletului omului și a interacțiunii cu ceea ce numim inerția acestei planete. Motivul pentru care vă învăț este presiunea, de fapt, de a pune presiune asupra industriei farmaceutice și implicit asupra celei alimentare. În procesul de dezvoltare a ceea ce numim cupa vieții și ocupă o viață și toate celelalte, v-am învățat pas cu pas să vă îndreptați spre o nouă dimensiune, o nouă direcție, o nouă înțelegere. Și, spune domnul Keshe, v-am ghidat într-un mod foarte simplu cum vă puteți extinde cunoașterea, cum puteți aduce totalitatea împreună. Dacă vă întoarceți la ceea ce am pornit cu o cupă o viață, adică cupa numărul 1, cea din stânga, cu creierea și înțelegerea materialelor, apoi întorcându-ne la cupa vieții, la creierea sufletului, deci cupa sufletului, prima cupă din cele 5 cupe, apoi creierea sufletului fizicalității, a doua cupă din cele 5 cupe, apoi mergând mai departe la toate celelalte, deci la întregul sistem cu 5 cupe, la câmpurile magrav din cupa Pământului, adică cupa gravitației de fapt, deci cupa numărul 5 din partea de jos. Spune domnul Keshe că ceea ce ar fi trebuit să fie înțeles și realizat până acum, ceea ce nimeni nu a realizat este că acesta, adică sistemul cu 5 cupe, reprezintă omul în secțiune verticală.
De ce avem nevoie oare pentru a reprezenta omul în totalitate? Lecția de astăzi este extrem de simplă, dar va aduce evoluție și revoluție în lumea științifică, în lumea medicală și în lumea industriei alimentare. În spațiu, spune domnul Keș, nu veți căra medicamente. În spațiu nu veți căra apă și hrană. Adaug eu, spre deosebire de NASA, care a organizat chiar și un concurs pentru alimente variate pentru astronauți. Însă, spune domnul Keș, veți transporta sufletul omului. Deci este timpul ca omul să înceapă să treacă prin pregătirea preliminară pentru a deveni om al spațiului, să înțeleagă procesul, să înțeleagă importanța creierii vieții. Deci, dacă îi dăm cupa Universului, umanitatea trebuie să o privească într-un mod diferit și trebuie să înțeleagă totalitatea existenței vieții pe această planetă. Aveți în cunoașterea voastră un număr de ceea ce eu numesc elemente pe care aveți privilegiul de a le utiliza, dar pe care trebuie să le și înțelegeți. Aveți, spune domnul Keș, oxid de cupru, de fapt stratul nano de cupru, aveți oxidul de zinc, de fapt stratul nano de zinc, sau ceea ce numim cupru nanoacoperit și zinc nanoacoperit. Aceasta înseamnă nanoacoperirea pentru ambele. Deci acest mic M de deasupra, care simbolizează că acest este un cupru nano și acesta este un zinc nano. Întotdeauna aveați cupru nanoacoperit și o placă de zinc, spune domnul Keș. Era vorba de reactorul de gaz de CO2. Dar când puneți cupru nanoacoperit sub formă spiralată și zinc nanoacoperit sub formă spiralată, pentru prima dată creați câmpul emoției. Pe când, de fapt, în centrul acestui câmp se află sufletul omului. Dacă vă amintiți, spune domnul Keș, când nanoacoperiți și creați această spirală, intrați în dimensiunea multiplicării câmpurilor de forță. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că fiecare spiră din spirală interacționează cu fiecare spiră din cealaltă spirală și invers. Deci se multiplică câmpurile de forță. Aici nu mai creați gaz de CO2. Aici, în conjuncție cu alți factori din această cupă, voi creați emoție. Voi creați condiția de a schimba, de a întări sau de a pune în funcțiune sufletul omului. Dar nu este atât de simplu, spune domnul Keș. Corpul omului mai are o altă parte a lui. Aveți fierul în dimensiunea sângelui omului, deci fierul din reactoarele de hemoglobină, și aveți și fierul din dimensiunea gravitației planetei, deci fierul din cupa numărul 5 de asemenea, pentru interacțiunea emoțiilor. Deci dacă ați înțeles procesul creației într-un mod foarte simplu, ați înțeles procesul prin care puneți zinc nanoacoperit și zinc fără nanoacoperire, deci este vorba de reactorul pentru gaz de oxid de zinc, pentru interacțiunile emoțiilor. Dar acum este vorba despre multiplicarea aplicării și implicării. Deci avem interacțiuni multiple și complexe, pentru că avem foarte multe elemente în această cupă. Apoi trebuie să faceți la fel, aveți ceea ce eu numesc cupru, care este sub formă de spirală, și cupru plat, ca și starea inimii omului. Este vorba despre cupru, despre gansul de cupru, care alcătuiește țesutul muscular, țesutul roșu. Pentru a fi clar pentru voi, spune domnul Keș, l-am pus pe acesta sub formă de spirală. Deci zincul de acesta de aici, care este nano, nu este plat, ci este sub formă spiralată. Până acum avem în mijloc cupru nano spiralat, zinc nano spiralat, mai avem aici un zinc nano spiralat, avem fierul
spiralat aici și simplu aici, avem zincul simplu, deci nu este nano și drept, adică plat, și cuplu spiralat și nespiralat, cuplu care nu este nano. Spune domnul Keș că aici zincul în stânga sus și cuplu dreapta sus și dreapta jos sunt în stare naturale, nu sunt în stare nanoacoperită. Ca să nu facem confuzie și să facem o cupă perfectă. În timp ce spiralele indică interacțiunea câmpurilor sufletului și interacțiunea emoției stării materiale a existenței. Deci este vorba despre câmpuri dinamice. În atât de multe feluri, acum aveți viață, aveți structura vieții, dar nu ați angajat viața în următoarea ei extensie. Adică să aveți energie pentru multiplicare, energie pentru a fi capabil să supraviețuiți. Deci am realizat viața, dar nu avem energia necesară pentru a continua viața. Condiția creării, multiplicării energie vine din două lucruri, ceea ce eu numesc sistemul galvanizat. Deci avem fierul galvanizat spiralat în stânga și fierul galvanizat drept în dreapta. Aveți nevoie de acestea două pentru a crea energie, zahărul, CH3. Acesta prin interacțiune cu cupru nano. Deci e vorba de reactorul de CH3. Iar aceasta va aduce două dimensiuni ale energiei. O energie fizică și o energie emoțională, spun eu. Într-un fel, dacă o înțelegeți, aveți o structură care vă dă tot ceea ce aveți nevoie în adâncul Universului, tot ceea ce este nevoie ca omul să trăiască pe această planetă, însă există câțiva factori pe care trebuie să-i considerați în procesul creației. Până acum, întotdeauna ați utilizat sare de sodiu, însă viața omului are mai multe săruri, are mai multe combinații. Ca această cupă să funcționeze, trebuie să găsiți combinația corectă de săruri, de sodiu, potasiu, magneziu și calciu. Nu mai este deloc o sare pe care o produceți. Această cupă trebuie să conțină pe ceea ce se bazează omul în fiecare dimensiune a vieții, inclusiv siliciu. Acum avem omul într-o singură cupă. Nu omul în 5 cupe, deci nu în sistemul de 5 cupe. Acum ajungeți să înțelegeți totalitatea structurii vieții în dimensiunea existenței omului. Și spune domnul Keș că în atât de multe feluri, tot ceea ce v-am învățat de la începutul tehnologiei GANS se află în această cupă. Orice afectează viața omului în dimensiunea sufletului și a fizicalității se află în această cupă. În atât de multe feluri, pentru prima dată puteți găsi poziția sufletului și a sufletului fizicalității omului. Poziția sufletului ne-a indicat un domnul Keș. Poziția fizicalității, trebuie să ne uităm la cupa sufletului fizicalității din sistemul cu 5 cupe, ca să ne putem da seama și am putea avea zincul, plat, cupru, nano acoperit spirală și cupru simplu spirală. Deci cumva în această zonă ar fi sufletul fizicalității. Dacă vă uitați la această structură, veți descoperi o colecție de cupe ale vieții, o colecție de cupe ale omului, unitatea supraetajată, adică sistemul cu 5 cupe, toate situate într-o singură cupă. Deci toate elementele, toate cupele care le-am învățat noi, se pot regăsi în această unică cupă. Și în atât de multe feluri, umanitatea trebuie să înțeleagă asta pentru a putea merge mai departe. Să vă explic ce trebuie să înțelegeți, spune domnul Keș. Fierul din spirala nano-acoperită, deci fierul de jos nano, reprezintă câmpul gravitațional al mediului. Pentru noi, de fapt,
este gravitația Pământului. Fierul, ca fier nativ, deci cel de sus, indică crearea sângelui în prezența cuprului nano-acoperit și a cuprului nativ. Deci fierul în prezența cuprului nano-acoperit și cuprului nativ, cele două de aici. Acum noi am învățat și am creat hemoglobină cu cupru nano, zinc, în prezența fierului. Aceasta e hemoglobina de tip 1 și zinc, nano și zinc, în prezența fierului, hemoglobina din tip 2. Acum, ori este vorba despre un alt tip de hemoglobină, cea în prezența cuprului, sau este vorba de hemoglobina știută, deci cu zinc, cu cupru nano-zinc, dar în prezența cuprului. În același timp, cu cele două forme de cupru, nano-acoperit și cel nativ, cel spiralat, adică cel de sus, în prezența sângelui, deci hemoglobinei, creează condiția emoției. Sângele transferă emoțiile noastre la creier. Iar interacțiunea acestor două câmpuri, cu nanospirală și zinc nanospirală, creează sufletul omului. Cum am spus la început. Dar, spune domnul Keș, avem nevoie de fierul galvanizat sub formă spiralată și nespiralată, plată, pentru a indica și crea condiția creierii zahărului a energiei, a CH3-ului, unde, prin interacțiunea cuprului nanoacoperit, spiralat, duce dimensiunea sufletului în cea a energiei. Niciodată nu am mai avut asta înainte, spune domnul Keș. Umanitatea niciodată nu a înțeles că și energia în mișcarea ei are emoții. De aceea energiile gândului conduc la crearea cancerului. Energiile emoțiilor gândului duc la iubire și grijă. Deci aduc iubirea și grijă. În atât de multe feluri, spune domnul Keș, când înțelege structura acestei cupe, veți vedea că acoperă toate aspectele vieții și în acest proces trebuie să înțelegeți cum creați condițiile, cum manipulați pozițiile și existența. Prin schimbarea, de exemplu, acestuia, deci aici vorba de fierul nanospiralat, la o altă dimensiune a câmpurilor gravitaționale, orice altceva va fi schimbat aici, va permite să trăiți într-o nouă dimensiune, într-un nou loc în univers, unde fierul nu mai este la echilibru intensității câmpurilor gravitaționale și magnetice și ar putea fi zincul, ar putea fi cupru, ar putea fi plutonul. Deci este vorba de schimbarea gravitației mediului. Deci fierul acesta nano-spiralat, care corespunde celui din cupa numărul 5, care este cupa gravitației, deci a sufletului Pământului, deci reprezintă gravitația mediului. În momentul când am schimbat acest element, oricare altul, atunci ne va duce într-o altă dimensiune a Universului, acolo unde este gravitația reprezentată de acel element, că e zinc, că e cupru, că e plutoniu sau oricare dintre ele. Deci, dintr-o dată, de aceasta este cupa Universului, pentru că schimbând gravitația ne putem muta oriunde în Univers. Deoarece, în esență, conexiunea cu poziția, deci cu mediul, va schimba structura omului. Deci în momentul când am schimbat gravitația și ne mutăm în altă zonă de univers, automat ne conectăm cu acea poziție și ne va schimba întreaga structură a omului. Cum ne spunea domnul Keș, că vom arăta, nu ca aici cu 2002 picioare, poate acolo vom avea 10 mâini și 4 picioare sau cine știe cum. În atât de multe feluri, umanitatea va ajunge să înțeleagă combinația vieții. Va înțelege poziția exactă de a fi în esența existenței.
Dacă vă mutați în poziția de a nano-acoperi placa galvanizată, fier galvanizat, spiralat, deci dacă el aici era nenano-acoperit, aici acoperim nano și atunci se modifică, spune domnul Cheie, și atunci ajunge să creați totalitatea sufletului emoției, energiei pe care o absorbiți, ceea ce înseamnă că acum deveniți complet. În atât de multe feluri, totul din această cupă aduce orice dimensiune și direcție în viața noastră, în viața omului. Deci orice modificăm aici înseamnă o modificare în viața noastră. Puteți eleva sufletul omului dacă știți cum să creați un câmp în această zonă, deci în zona din centru, care să-i permite emoției omului să ia poziția centralității a ceea ce numim suflet. Dacă înțelegeți importanța și potențialul acestui sistem, în viitor, umanitatea va deveni capabilă să absoarbă orice energie din structura Universului și a Unicosului. Deci nu va mai fi necesar să mâncăm, să bem, să respirăm. Pentru ceea ce se află desenat aici, această cupă a Universului, pentru ceea ce puteți vedea, au fost necesari miliarde de ani pentru a dezvolta. Sunt sigur, spune domnul Kish, că mulți dintre voi vor încerca să o facă în 5 minute și apoi să facă tot felul de acuzații. Înțelegeți-o, lucrați cu ea și veți găsi cheia vieții în Univers. Lucrând în direcția transmutării energiei, veți descoperi cum să călătoriți în dimensiunea sufletului omului, nu în cea a OZN-urilor. Acesta a fost materialul subtitrat mai devreme, pe care am ținut să-l subliniez încă o dată, pentru o înțelegere mai completă. În continuare, ne spune domnul Cash, într-un fel, în totalitate, creați ceea ce numim existența într-o singură dimensiune. În esența creației veți găsi multe răspunsuri la multe boli, soluții la multe probleme alimentare, soluții pentru poluare, soluții pentru a înțelege totalitatea vieții și a creației. Dacă înțelegeți extinderea câmpurilor și puterile acestor sisteme și dacă le manipulați în mod corect, puteți extinde sufletul omului sau puteți extinde sufletul fizicalității. Voi veți decide cum să se manifeste în dimensiunea direcției universale. Într-un fel, dacă înțelegeți cum să faceți această combinație, veți ajunge să înțelegeți că aveți capacitatea de a face multe lucruri care nu au fost disponibile și înțelese de umanitate. În înțelegerea totalității lucrării Universului, omenirea va ajunge să înțeleagă adevărul despre sine, adevărul despre viața sa, adevărul despre felul în care a prins contur fizicalitatea sa și modul în care omenirea va merge pentru a avansa la următorul nivel de înțelegere. În procesul creației, tot ceea ce este disponibil devine sursa elevării și a creației însăși. Nimic nu poate veni din exterior. Întreaga viață se află în structura existenței din interiorul mediului înconjurător, care este disponibil și a fost făcut determinat de ceea ce este disponibil. Vă puteți muta pe lună și să trăiți exact aceeași viață ca pe pământ, dacă vă puteți adapta la poziția și condiția amestecului de câmpuri ale Universului care au dus la crearea lunii, astfel viața devine o închisoare ca cea din satul pământului. Înțelegerea tehnologiei este frumusețea științei creației. Ceea ce vedeți pe masă, ce este aici, a fost în mâna voastră an și an la rând, dar deoarece nu ați înțeles procesul creației, nu ați înțeles nici procesul elevării, cum să elevați sufletul, cum să elevați înțelegerea omului în procesul creației. Fiți înțelepți și nu săriți, adică nu vă grăbiți să faceți aceste lucruri.
pentru că s-ar putea să nu obțineți ceea ce așteptați și s-ar putea să regretați ceea ce faceți, pentru că nu vedeți ce v-ați propus, pentru că nu ați înțeles totalitatea acestuia și corpul vostru și sufletul vostru decide altfel. Atunci când faceți aceste cupe, trebuie să fie cu intenție pură. Dacă faceți aceste cupe cu intenție greșită, veți avea o cupă și câteva bucăți de metal în ea. Dacă faceți aceste cupe cu intenție pură, cu ceea ce s-a cerut să fie, să devină, veți vedea elevarea sufletului omului. Nu vă așteptați să vedeți miracole, deoarece exact asta veți deveni, miracolul în sine, și atunci nu puteți vedea cu el. Deoarece fiind tu miracolul însuși, nu te poți vedea pe tine însuți ca pe un miracol. Înțelegeți procesul, înțelegeți poziționarea, înțelegeți creația, înțelegeți tot ceea ce este necesar. Înțelegeți tot ceea ce este necesar și cum a fost poziționat și cum a fost amestecat și cum a fost adus într-un sens sau altul la procesul a ceea ce eu numesc creație. Cupa Universului nu este doar pentru om, deoarece are fiecare din ceea ce numim energiile entității fizice și mișcării câmpurilor pentru a duce la crearea vieții oriunde în univers, indiferent de locul, poziția, timpul și intensitatea câmpurilor. Și dacă puteți crea combinația corectă de amestecuri de câmpuri, puteți crea viață. Viața nu este exclusivitatea acestei planete, nu a fost niciodată și nu va fi, dar trebuie să înțelegem cum va fi viața omului în diferite medii ale Universului, pe măsură ce alte vieți au luat formă conform mediului existenței lor, a interacțiunilor câmpurilor, a intensității câmpurilor, a combinațiilor mișcării câmpurilor lor și a câmpurilor mediului. Atunci veți înțelege, în curând, cum ar trebui să arate viața, cum ar trebui să vă puteți vedea pe voi înșivă odată ce ajungeți la poziția și destinația dorită. Predarea de astăzi este foarte scurtă, spune domnul Keshe, dar cunoașterea ei este dincolo de înțelegerea umanității. Dar imaginele ei sunt atât de simple și cu simplitate va aduce în cunoștințele culturale cele mai avansate despre creație. În atât de multe moduri vă puteți hrăni sufletul, vă puteți hrăni fizicalitatea, vă puteți eleva sufletul fizicalității, vă puteți eleva sufletul omului, puteți înțelege creația, emoției și toate împreună cum a apărut creația în fiecare colț al acestui univers. Poate lecția de astăzi vă va aduce o descoperire majoră în înțelegere. Poate că învățăturile de astăzi vă vor permite să înțelegeți mai mult din totalitatea vieții și a creației. Mulți dintre voi așteptați un singur lucru și sunt sigur că mulți dintre voi, cum spunem în engleză, vă frecați palmele și vă puneți întrebarea, cum putem conecta toate acestea? Dar lăsăm asta în grija omului. Vom lăsa asta totalității structurii înțelegerii lui. Și în totalitate, dacă o înțelegeți, dacă ați înțeles combinația funcționării acesteia, ar fi trebuit să fiți în măsură să înțelegeți sau să cuprindeți esența creației. În această diagramă există tot ceea ce duce la crearea creierului omului. Dacă nu ați înțeles, îl desenez eu pentru voi ca să-l puteți vedea. Și desenează domnul Keshe cele două emisfere ale creierului. Asta vă explică mult. Dacă ați înțeles mult. De exemplu, dacă vă uitați la structura și poziția sufletului fizicalității, deci în această poziție, și domnul Keshe ne poziționează aici, deci este undeva între zincul plat, cupru, nano, spiralat, și cupru spiralat. Deci cupa sufletului fizicalității din dreapta, spune domnul Keshe. Deci văzut cumva în oglindă, duce la stânga, la inimă.
în partea aceasta, cumva unde avem acest cupru plat. Cupru plat, cupru care spuneam că reprezintă mușchiul inimii. Și ne spune domnul Keș că există o mulțime de combinații ale funcționării în această diagramă. Trebuie să înțelegem că prin repoziționarea oricăruia din acestea, deci importante, deci fierul spiralat în anul, cupru spiralat în anul, zincul spiralat în anul, în poziții diferite, în diferite dimensiuni, schimbați diferiți factori. Deci se schimbă întreaga structură. Dacă vă amintiți, spune domnul Keș, ați avut sistemul în care ați introdus în mod specific cupru nano acoperit, fier sau fier nano acoperit într-o condiție specifică de sare și în prezența zincului. Vă amintiți ce ați obținut? Este de fapt reactorul de hemoglobină. Deci ați creat sânge. Sânge care primește el însuși în această combinație, avem alături fierul galvanizat, deci sânge care primește el însuși în această combinație, energia. Deci în prezența fierului galvanizat primește energia, adică zahărul, adică CH3. Acum înțelegeți, spune domnul Keș, când puneți un cupru nano în această condiție, și el ne desenează această zonă care am definit-o eu ca fiind alcătuită din fier, cupru, fier galvanizat și zinc nano. Și ne întreabă domnul Keș, ce obțineți? Practic, ce obține în comparație cu cealaltă structura, celălalt mediu alcătuit tot din fier, cupru nano, fier galvanizat nano și zinc. Deci cu ce se deosebește zona aceasta față de aceasta? Și din punctul meu de vedere, diferența principală este dintre cupru nano și zinc nano. Așa avem o emisferă dreaptă intuitivă, emoțională, dominată de zinc, și o emisferă stângă, logică, analitică, fizicalistă, dominată de cupru. Revenind la această zonă, deci cupa voastră are energie, are energia sângelui și ciclul se poate extinde, spune domnul Keș. Când alimentez cu aceasta o plantă și e această dimensiune a totalității interacțiunii, ne referim aici la zona aceasta, cu cupru nano, zinc nano, fier nano, împreună cu zincul nano, în prezența sării de magneziu, primiți hrana oamenilor verticali, adică regnul vegetal, a acestei planete, deoarece intensitatea câmpului gravitațional al planetei îl dictează funcție de nivelul magneziului, în prezența a ceea ce numim câmpul energetic al circulației ca zahăr de bază, a CH3-ului. Deci toate acestea interacționează și toate au un rol și avem o multitudine de interacțiuni. Așa că înțelegeți că această cupă are miliarde de implicații și aplicații și depinde de orice mod în care puteți combina, puteți poziționa, puteți nanoacoperi și atunci aceasta vă oferă o perspectivă asupra dimensiunii existenței omului și de ce omenirea are o diversitate de caracteristici, de înțelegeri și de energie. Dar sufletul vostru le controlează singur, le controlează pe toate, fără nicio intervenție, de nicăieri. Și acest proces a durat miliarde de ani pentru a se dezvolta, a se echilibra, pentru a putea înțelege totalitatea. Aveți nevoie să înțelegeți procesul creației, procesul interacțiunilor, procesul elevării. Și ne spune domnul Keș, întorceți-vă la cele 5 cupe și reveniți la această cupă unică și veți vedea că aceasta acoperă toate aspectele a ceea ce este în ceea ce numim cupa omului și în plus în cupa universului.
Din acest proces, mulți dintre voi vor învăța noi dimensiuni, mulți dintre voi vor învăța o nouă înțelegere a totalității lumii creației. Cei dintre voi care vor părăsi această cupă să nu fie surprinși dacă aminoacidul vostru va începe să creeze viață. Într-un fel, dacă vă uitați, am spus înainte că viața a început în Africa Centrală, pe partea coastei de est și a început în lacuri, în care totul era gata, condiția și temperatura erau perfecte pentru o stare continuă de viață. Aceasta este gândacul vieții din Africa Centrală, este de fapt sămânța vieții. Așa a început viața. Trebuie să vă dați seama că atunci când aveți ceea ce numim placă galvanizată, aveți nichelul, aveți și alte materiale incluse care le aducem ca parte a jocului. Deci se referă la partea de fier galvanizat, spiralat sau nespiralat. Apoi, când aveți sarea de magneziu, aduceți condiția solidificării, este condiția inerției. Când aveți sare de calciu, aduceți esența creației câmpului gravitațional al structurii osoase. Cu potasiu aduce starea diviziunii celulelor, potasiu 40 radioactiv. Și în acest proces, ca o combinație a interacțiunii sale, aduceți propriul fosfor și propriul sulf, care unul, sulful, va curăța, iar celălalt, fosforul, va da coloana vertebrală a structurii ADN-ului și în procesul de înțelegere va aduce viața oriunde, în și pe această planetă. În atât de multe feluri v-am adus un cadou, cadoul creației și cadoul vieții din univers. Depinde de voi și de înțelegerea voastră ce faceți cu aceasta. Singurul lucru pe care nu vi-l ofer este cum să conectați, cum să creați interacțiunea cu dimensiunile și locațiile a ceea ce aveți nevoie, cu ce scop și în ce condiții și cum blocați acest lucru într-o stare a vieții omului din univers. Sper că mulți dintre voi vor avea un timp de odihnă frumos și pașnic, deoarece știu care au fost căutătorii de cunoștințe care au primit apelul de a nu dormi secole pentru a defini o combinație de interacțiuni dintre aceste câmpuri din ceea ce pot face ele. Dar este un singur secret cu această cupă. Această cupă este cupa tinereții, am adăugat eu, fără bătrâneții. Aceasta este ceea ce voi toți și umanitatea întreagă ați căutat. Dacă obțineți combinația corectă, găsiți existența vieții în dimensiunea fizicalității, cupa tinereții, cupa vieții și omul nu va mai muri în dimensiunea fizicalității. Sunt sigur că mulți dintre voi se vor distra minunat luptându-se să înțeleagă cum și în ce fel este făcută. În atât de multe moduri, cei dintre voi care se străduie să creeze această cupă vor deveni mai cunoscători. Dacă o faceți cu intenția pură a extinderii sufletului și nu doar de a face ceva pentru a câștiga ceva ce urmăriți. În atât de multe moduri v-am dat o cheie pentru viața eternă, o extindere la dimensiunea sufletului, pentru a repara fizicalitatea și spatele fizicalității, pentru a vă putea bucura de dimensiunea existenței și a tangibilității. Dacă v-ați entuziasmat cu o cupă o viață, aceasta este o cupă o viață în univers. Trebuie doar să înțelegeți ce să faceți și cum să faceți și cum să creați condiția poziției și existenței sale. Aceasta este o cupă cadou, dacă o înțelegeți. În atât de multe moduri, în dimensiunea vieții, a vieții veșnice, această cupă, înțelegerea cunoașterii acestei cupe, nu fizicalitatea cupei, va oferi omenirii ceea ce omenirea a căutat, să trăiască fără să omoare, să absoarbă energii dincolo de dimensiuni și poziții, să nu fie nevoie să distrugă o altă viață și apoi să poată interacționa în același timp cu corpul omului și în același timp să fie capabilă să extindă sufletul omului. Mulțumesc, domnule Keș, mulțumesc, Keitis, mulțumesc și celor care au vizionat această prezentare. Vă mulțumesc tuturor!